Bună dimineața, doamnelor! Bună dimineața, domnilor, și la mulți ani! Oriunde vă aflați în momentul de față, de oriunde ne urmăriți live-ul acesta. Spun din toată inima la mulți ani sucevenilor, la mulți ani botoșănenilor, ieșenilor, nemțenilor, cui să mai spunem la mulți ani, bistițenilor, toți cei care sunt în jurul nostru, la mulți ani cenăuțenilor, la mulți ani România. Oriunde te afli și în orice formulă fizică sau umană te regăsești. 1 decembrie, mai special astăzi la Suceava, un 1 decembrie mohorât, uzulat, ceață dimineața la prima oră, foarte frig, un minus 3 grade când am plecat eu de acasă, am dat bine cu racleta pe parbriz, astea sunt condițiile atmosferice, dar în această dimineață, sigur, vreau să încercăm împreună cu dumneavoastră, urmăritorii noștri de la această oră, să ieșim din ceață pe un anumit punct de vedere, pe un punct de vedere, pe un palier, să zic așa, cel puțin politic. În această dimineață, l-am alături de mine pe unul dintre oamenii din PMP Suceava, Partidul Mișcarea Populară, care vrea să acceadă în Parlamentul României și să facă legile mai departe. Este vorba despre fostul viceprimar al Sucevei, domnul Marian Andronache. Bună dimineața, domnule viceprimar! Bună dimineața! Vedeți cum a luat-o, domnule viceprimar! Bună dimineața, domnule Chira! Bună dimineața urmăritorilor noștri! Încep și eu prin a ura la mulți ani sucevenilor, la mulți ani românilor, oriunde s-ar afla. Spuneați că e o vreme nu prea frumoasă, parcă și vremea e supărată pe timpurile astea pe care le trăim în momentul ăsta. Nici de 1 decembrie, ziua românilor, nu ne putem bucura de... De nimic. De nimic, da. De nimic. Situația e așa cum e, nu o să putem sărbători și de asta spuneam, parcă... Și vremea e supărată pe lucrul ăsta. Dar o să trecem și peste asta, o să sărbătorim fiecare cum putem, în casă, cu familia, cu, eu știu, poate care un prieten, doi. Sufletește așa, mai apropiat. Am să vreau să por discuția din această dimineață cu dumneavoastră pe două paliere. În primul rând, pe un palier administrativ la început și apoi pe palier politic, legislativ în partea a doua. În prima parte, palierul administrativ, vreau să fac referire la faptul, la funcția pe care ați deținut-o, la fotoliul de viceprimar timp de 4 ani de zile. Vi s-a refuzat de către conducerea PNL a județului Suceava și a municipiului Suceava încă un mandat de viceprimar, au făcut alianță cu SR. După asta nu înseamnă că e rău sau bine. Deocamdată, așa stau lucrurile, așa au gândit-o ei că funcționează. Din postura dumneavoastră de viceprimară, da? Pe care ați ocupat-o. Ce se întâmplă în municipiul Suceava? Trebuia închisă piața. În alte localități funcționează piețele. Foarte bine, fără nicio problemă. Mă uitam ieri la domnul primar Ion Lungu. Făcea adresă către, ne-a anunțat chiar aici în emisiune, că face adresă către DSP să vadă de ce sunt deschise patinoarele private de la Carrefour și de la Julius Mall. Adică e așa o goană după hai să închidem tot, dar tot ieri am fost la Jumbo, da? Ce erau cu sutele de oameni în magazinul ăla, cu sutele și numai la Jumbo, peste tot era, așa era lumea. Ce se întâmplă? Care e ideea? Vă rog, explicați-mi asta, poate mă puteți lămuri. În privința alianței... Lucrurile se lămuri, clar, adică exclus PMP, că n-are... Sunt negociere politice, asta e, chiar dacă a fost un pact la nivel național, PMP, nu s-a ținut cont de el, nu s-a ținut nici în Suceava, dar nu s-a ținut nici în alte județe ale țării, chiar în județele unde PMP a obținut rezultate foarte bune. Să spun, în primele 10 județe nu s-a întâmplat nicio alianță, ceea ce s-a întâmplat în Suceava, unde n-am reușit să facem alianță nici la municipiu, reședință de județ, nici la Consiliul Județean. La fel s-a întâmplat și în alte județe, au preferat să încheie alianțe cu, poate cu SR-ul, poate cu, chiar și cu Pro-România. Asta e viața politică. Ne-am dat seama că totuși suntem un partid care a devenit puternic și de multe ori nu-i bine să fie undeva pe locul 2 și atunci mai bine ai rezultate slabe și obții poate funcții în negocieri. Dar asta nu ne-a supărat, cel puțin pe mine absolut deloc nu sunt supărat și mergem înainte, chiar suntem mai motivați ca oricând să obținem rezultatele la parlamentare mai bune. Ceea ce se întâmplă cu administrațiile locale, cu piețele, PMP-ul a fost întotdeauna și a declarat public de la nivel central și a cerut guvernului redeschiderea piețelor.
Dacă în unele localități, într-adevăr, piețele sunt deschise, probabil că acolo, nu știu, sunt primari de altă factură politică, primarii liberali au, spune că au respectat legea motamons. Eu nu cred că asta e respectarea legii. Trebuia să gândească de la caz la caz, mai ales unde piețele, unde în piețe se putea asigura acele cicluri, acele culoare de intrare-ieșire, în așa fel încât lumea să nu treacă domnul una pe lângă alta, eu, era ok. Eu tâmpenie, mă iertați că vă spun și eu, o spun în felul acesta. E o mare fentă, da? E o fentă, ca să nu zic așa, că e o prosteală pe față și eu, poate e ora prea matinală și nu se cuvine să pun fraza asta. Ce cicluri, ce culoare, ce... Haideți că mergem împreună. Facem împreună un test. Mergem în oricare hipermarket vreți dumneavoastră. Dacă acolo e vreo... Să vedeți ce era pe la curs, pe la magazine. Să vedeți ce e în marile magazine. Care da, culoare? Da, ce culoare? Că poate, nu știu, culoare, poate doar culoare de zbor să fi fost acolo. Și nici culoare de zbor nu mai este în niciunul dintre magazine. Aceeași înălțime, aceeași poveste, aceleași dimensiuni, același cubaj, da, de aer. Și noi închidem piețele pentru că așa a scos un flăcău pe gură de la București. Și așa trebuie să merge cu prostia asta până la capăt. E prost, dar e prostul nostru, e prostia lui, e prostia noastră, merge mai departe. Care e logica? În afară adică... de faptul că piețele nu sunt atât de aglomerate în perioada asta, pentru că nu sunt, să fim rezonabili. Oricât am vrea și chiar dacă ar fi stat lumea înăuntru, tot intrau, să spun, 20-30 de cumpărători. Era foarte simplu să-i lași înăuntru, pentru că acum, vedeți, marfa și-o expun afară, merg în campanie prin județ și am mers în fiecare zi. Normal că am trecut și prin piețe, oamenii stau afară și le îngheață mărfurile și ei sunt răciți și îngheață și ei... Efectiv. Deci nu se poate, chiar mă gândeam, domnule, totuși o să se gândească în momentul când au coborât temperaturile sub zero, să le dea voie înăuntru în piață. Nu e posibil să îi lași în halul ăsta să nu mai poată să câștige un ban, să își hrănească familia. Dar uite că nu se gândesc la lucrurile astea și avem de suferit cu toții, mai ales că sunt foarte mulți cei care vor să-și cumpere alimentele din piață și nu din supermarketuri. Cum ziceați, în supermarketuri, normal, o îmbulzeală foarte mare, dacă piețele sunt închise, atunci acolo se aglomerează. Bine, nu vorbim numai de magazinele alimentare, ați spus și de alte magazine. Nu este o măsură egală pentru toată lumea. Aici vreau exact. Să mă refer, că nu exact. E o măsură egală. Adică pentru unii suntem, pandemia asta este mumă, pentru alții este ciumă. Adică tare ne doare de sănătatea românilor, motiv pentru care îi scoatem din piețe și aglomerăm în hipermarketuri. Logica, dacă îmi povestește cineva care e logica, am auzit. Sau îi ținem în fric și vrem să nu fie bolnav. Cu măști contrafăcute, cumpărate din hipermarketuri. Din hipermarketuri, da. Păi nu, că despre asta vorbim, domnul Andronache. Da, acum nu vreau să cred că într-adevăr este o gândire să ajute multinaționalele astea sau supermarketurile astea care nu sunt românești. Dar se pare că până la urmă cam la asta e ideea, că altceva nu mai înțeleg dacă nici până acum nu se poate rezolva cu problema cu piețele. Au avut atâta timp să-și dea seama, nu știu, cred că a trecut, apar, nu mai știu, o lună de zile aproape, în care piețele tot așa rămân afară. Era timp să ia toate măsurile în așa fel încât să primească oamenii din piață, să-i primească înăuntru cu mărfurile și lucrurile să intre în normalitate. De ce nu vrea Klaus Iohannis să se uite peste legea aia în care piețele trebuie redeschise? Care e logica? Și închidem subiectul cu piețele, că chiar e dureros și să am sentimentul că vorbim așa la lună, că luna oricum nu ne ascultă și chiar dacă ne aude, se mă paia să cânte acolo. Ce pot să-mi fac? E dureros. Chiar ieri am fost în târg la Milișăuți și erau mulți oameni care își vindeau mărfurile și spuneau că au foarte multe legume cu care au rămas, au varză, au cartofi, au mere, nu au unde să le vândă pentru că înainte mergeau mai în toate piețele și vindeau. Erau oameni chiar care aveau mărfuri pentru export,
Le merge mai bine acum la export decât pe intern și sunt bucuroși că mai au cât de cât vânzare în partea aia, dar pe piața românească, incredibil, nu mai pot să vândă. Deci nu se poate ca românii noștri să nu poată să-și câștige banul în România. Poate, nu știu, tot aștept la un moment dat să le vină mintea la cap și să spună, da, gata, oameni buni, intrați în piețe și reluați-vă locul, cât de cât condițiile sunt mai bune, mai ales că s-au investit atâtea milioane, poate miliarde de euro pentru modernizarea acestor piețe în toată țara, în municipiile din România. Ai făcut piețe moderne și după aia scoți oamenii afară în condiții mizerabile. Cu subiectul de ieri, cu pelerinajul la Sfântul Andrei, ați văzut și dumneavoastră o întreagă tevatură, elicoptere în aer, se pregăteau jandarmi, sute, zeci de jandarmi, polițiști, a fost întreagă poveste acolo, nici la pelerinaje nu mai putem merge, chiar dacă încercăm să respectăm distanțarea socială, chiar dacă, dar și eu insist pe subiectul ăsta, doamne, nu ne lasă să mergem la un pelerinaj, nu ne lasă să mergem la piață, dar magazinele care au proprietari străini, vă rog să mergeți să cumpărați cu câte 10 din familie dacă puteți merge. Deci câte 10? Eu știu ce am văzut ieri acolo la Geamba, adică nu e posibil așa ceva. Pelerinaje nu, școli nu, piețe nu. Și ce facem? Cu cine mă ocupăm în țara asta, domnule Andronache? Foarte, foarte important pentru România este credința. Românii pun mare bază în credință și e normal. Credința, practic, e ceea ce ne-a mai rămas în momentul ăsta. Biserica întotdeauna s-a implicat corect în modul de tratare a pandemiei. A luat măsurile necesare, totdeauna. Și ați văzut măsurile care se iau la biserică, erau slujbele în curte, foarte bine organizați spațiile dintre oameni, cu semne, cu tot ce trebuie. Da. Da. La fel și în interior. La fel și la pelerinajul de la Sfânta Parascheva. Erau foarte bine distanțați, sau în București arăta la de Sfântul Dumitru. Însă prostia asta, să nu lași tu să vină creștinii din alte localități, numai cei cu buletinul de acolo, mi se pare domnule, nu mai suntem români, toți suntem români, avem același drept, acum ne blochezi ăla da, ăla nu, că probabil așa s-a întâmplat și la Peștera, nu? Da. N-au fost lăsați decât localnici din zona. Am impresia că se dorește și distrugerea bisericii, tot ce ne-a mai rămas. Partidul Mișcarea Populară e un partid creștin-democrat care are, deci pentru creștinătate, pentru noi e ceva esențial și valorile familiale. Ori noi apărăm cu biserica și cerem guvernanților să ia măsuri pentru a nu fi închise, pentru că la un moment dat ne putem aștepta și la asta, chiar dacă acum sunt deschise și poți intra, dar ești obligat să păstrezi distanțarea socială și să porți masca. Ați văzut că dacă românii nu pot uita înghesuiala din aeroport când era starea aia de urgență. Ce se întâmplă acolo? La Sparanghel? Da. Și nu pot uita ceea ce se întâmplă când vin forțele de ordine în biserică și încep să împartă amenzi. Deci e incredibil să faci așa ceva. Nu poți să faci așa ceva, să renunțăm, să ne facă să renunțăm și la credința noastră. România, dacă nu o să mai aibă credință, practic nu mai avem viitor. Deci trebuie să luptăm din toate puterile pentru așa ceva. Eu nu știu de ce nu se pot așeza la masă politicienii, aici vorbesc de, nu știu, primul ministru, de președintele Iohannis, cu patriarhul, cu capii bisericii române și să stea să discute, să ia măsurile necesare în așa fel încât să nu mai fie această hârială. Efectiv, nu discută, ei dau numai acele hotărâri, se iau măsurile alea fără să vadă și părerea acestora. Nu e posibil și lucrurile astea trebuie să se termine. Oricum, încă o dată spun, Mișcarea Populară este alături de biserică și ne opunem închiderii acestora. Păstrării deschise, să spunem, păstrării deschise a bisericilor. Există
în momentul de față, din punctul dumneavoastră de vedere... Vreau să adaug ceva. Că spuneam de controlele alea din biserici, da? Le-ați văzut și cu amenzi. Lucrul ăsta s-a întâmplat și la noi. La noi în Suceava s-a întâmplat, cred că acum 2 sau 3 zile. Dacă ziua României e sărbătorită așa cum e, cei de la Biserica Sfânta Vineri au făcut un eveniment, hai să nu spunem eveniment, un concert de cântece religioase și patriotice. Au chemat niște copii care au cântat acolo, deci și religioase și patriotice. E ceva emoționant, e ceva înălțător și vă dați seama câtă bucurie pe acei copii. Am văzut și eu filmulețul că când cântau cântecele respective și probabil părinții care se uitau la ei. A fost transmis online o mulțime de vizualizări, reclamații poate de la anumiți oameni și vine jandarmeria să dea amendă. Nu e posibil așa ceva, era în aer liber, nu era în interior, oamenii se bucurau, nu se întâmpla absolut nimic, mai ales chiar dacă copiii poate erau mai apropiați, dar știți că copiii nu au problemele astea cu coronavirusul. Păi, tinerii sunt, a spus domnul Orban, că tinerii sunt răspândacii de virus. În România. A spus-o foarte frumos cu gurița domniei sale. Nu, nici măcar nu purta mască. Să zicem că... Și de asta a închis școlile, domnul Orban. Și de asta a închis școlile, da. Fantastic. Deci suntem singuri, deci numai România și Estonia au închis țările în Uniunea Europeană. Dați-vă seama. Acum și Italia a deschis, cred că zilele astea, ieri sau astăzi, deschis școlile. Păi cum să ții școlile deschise, domnul Chira? Vă dați seama, unul din doi elevi, făcând școală online, fac pe telefon. Ei stau pe telefon, nu pe tabletă sau calculator. Pe telefon. Ce să faci școală online? Ce învață copilul ăla pe online? O să avem o generație... Compromisă într-o oarecare măsură. Da. Gândiți-vă la... Cei de la facultate au care fac 3 ani de zile. Da, fac 3 ani de zile și absolvă o facultate. Păi au deja 2 semestre, dacă și cred că și semestrul următor va fi închis. Dați-vă seama că jumătate din perioada de studii a lui a fost în pandemie, a fost online. Ce știe studentul ăla când a terminat facultatea? Da, chiar așa. Nimic n-am învățat. Deci, una, jumătate s-a terminat. Jumătate care a fost, s-a terminat așa aia. Avem primul semestru, oameni cu studii superioare. Nu se poate. Haideți să le dăm drumul să deschidem școlile, să deschidem facultățile. O mai ținem așa până în februarie, după cum gândește actualul guvern. Semestrul următor, nu, pe la final, a trebuit să intrăm, să dăm bacalaureatul. Da. Trebuie să dăm evaluarea națională, clasa 8, intrăm la liceu, termină gimnaziu, intrăm la liceu, cum facem delimitarea, cum punem note, nu, va fi cumplit. Au renunțat la teze, au renunțat, au venit cu tot felul de compromisuri, nu. Ce veți gândi să faceți? Intrați în Parlament, să spunem, presupunem că veți ajunge și la guvernare, pentru asta luptați, bănuiesc, ăsta este scopul dumneavoastră. Dacă ați ajunge la guvernare, care vor fi principalele măsuri pe care le veți vrea să le luați ca să îndreptați lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Nu vorbim de deschiderea școlilor. Vorbim despre absolut orice. Bun, ce e mai important pentru, din punctul meu de vedere, a Partidului Mișcarea Populară? Dacă ajungem, bine, în Parlament o să ajungem și dacă o să asigurăm o majoritate parlamentară și sper din tot sufletul să fie așa, să fie o majoritate parlamentară de dreapta și o guvernare de dreapta, intrăm în această guvernare, dar cu anumite condiții. Intrăm cu condiția ca legea reducerii la 300 de parlamentari să fie votată cât mai rapid, în 1, 2, 3 luni de la instalarea noului Parlamentului, da? Iar la fel și legea pentru eliminarea pensiilor speciale și mă refer aici în special pentru eliminarea pensiilor speciale la politicieni. Ați văzut zilele astea ce circ a fost, un circ jenant, care mai de care își dă demisia ca să nu ia acea pensie specială, își dă demisia, dar de fapt mandatul nu i-a încetat, demisia e numai așa o abureală. Pe când legea este în Parlament și dacă și-ar fi dorit-o cu într-adevăr și USR-ul și PSD-ul, cei care își dau demisiile zi de zi, ar fi putut să o aducă la primul punct pe ordinea de zi și vota, pentru că avem lege în Parlament, care așteaptă numai un vot în Camera Deputaților, ea fiind trecută de Senat. Era atât de simplu și toată lumea n-ar mai fi asistat la circoteca asta jenantă. Dar asta e, așa înțeleg unii să facă politică în România.
Deci cele două legi sunt esențiale pentru noi și normal mai avem și altele, alegerea primarului în două tururi, la care o să ținem la fel să, în legislatura 2020-2024 să fie aprobată, pentru că e o normalitate să ne alegem conducătorul unui UAT în două tururi, de scrutin. Vedeți ce se întâmplă, sunt primari care au câștigată primăriile sub 10%, nu sunt reprezentativi pentru localitatea lor. N-am calculat, dar... 9.000 de voturi. Da, e... 9.000 de voturi, domnul primar. Da. Bine, sunt, cred că, și localități unde poate au fost și cu 7%, și în vechea legislatură au fost cu 6% și cu 7% și au câștigat primăriile. Nu e normal lucrul ăsta. Nu e normal pentru că la fel cum se votează la președintele României și primarul este practic conducătorul UAT-ului și trebuie să fie și ales din... Este tot un mic președinte la nivel local, să fie ales tot prin două tururi de scrutin. În așa fel încât 51% din votanți să își aleagă conducătorul. Și atunci să nu mai fie discuții că uite, a câștigat cu 9%, cu 7% și eu nu l-am votat, nu e reprezentativ pentru mine. Da, e ce puțin prezența aceasta la vot e foarte ciudată dintr-o anumită perspectivă. Vedeți și dumneavoastră, bănuiesc că oarecare, n-aș vrea să fiu rătăcios, lehamite din partea electoratului. Poate ar trebui într-un fel sau altul ori să facilităm votarea, pentru că lumea consideră că nici măcar deplasarea de acasă până la secția de vot nu o mai merită politicianul. Până la nivelul ăla s-a ajuns că doar cei 10% care spuneți dumneavoastră, și așa este, din populația unui oraș, da, să hotărască că un om din 10 e interesat să-și aleagă primarul și-și alege primarul la un moment dat. Nu e corect. Dar cum putem face? Și vă întreb pe dumneavoastră, să aducem să-i determinăm, să-i aducem cumva la vot. Ar trebui să-i obligăm cumva să existe, dați o lege să fie obligativitatea votului, cum există în țările din, mi se pare că în Belgia, în momentul de față este obligativitatea votului. Știți la ce mă gândesc? Noi, statul român, noi și dumneavoastră și eu și toți cei care ne urmăresc, plătesc mii de lei anul la o dată la 4 ani. De ce? Ca să tipărim niște voturi care nu sunt folosite. Nici măcar jumătate dintre cei cu drept de vot nu merg la vot. Și atunci, de ce atâta cheltuială? De ce atâta bătaie de joc de pădurile țării astea? Vorbesc foarte serios. De ce atâta bătaie de joc de cerneala aia, de tipografiile alea, de nenorocirea aia? Care buletinele? Mă gândesc numai la Suceava. Milioane de buletine de vot, vă dați seama? Milioane. Tone de buletine de vot care se duc și știi sigur că le faci ca să le toci după aia. Să le dai la maculatură, că nu mai ai ce faci cu ele. Pentru ce atâta cheltuială? Dacă tot vezi că românul nu vrea și nu vrea, sau dacă tot facem această cheltuială, hai să-l obligăm cumva pe român să vină, spune, domnule, ok, vrei să votezi? Hai, hotărăște-te. Sau o facem ca în America. Băi, să vedem cine vrea să voteze. Până la data de X, vă anunțați că vrei să votați. Nu te-ai trezit, tu așa, am niște drepturi. Nu prea e în regulă ce se întâmplă în țărișoara asta. Din punctul meu de vedere. Cu siguranță să va ajunge și la măsura asta, la obligativitatea votului, dar vom vedea dacă prezența la vot va scădea sub un anumit procent. Nu știu, și în țările în care s-a luat măsura, prezența scăzuse drastic. Cred că undeva când scade la sub 30%. Și atunci, într-adevăr, nu se mai poate și poți lua măsura respectivă. Acum o să vedem și noi ce prezență va fi. Sunt tot felul de sondaje care dau între 33% și 45%. De principiu vorbim, domnule Antonache. Bă, dați seama, bă, dacă românul nu vrea să voteze, dacă e atâta de... Bă, nu mă interesează. Ok, așa a hotărât el. Are informații care nu-i contează votului. S-a prins că nu e important cine votează, e important cine numără, că sunt mână reli, că nu știu ce. În fine. Domnul Chela, românii într-adevăr sunt supărați pe clasa politică, dar lucrul ăsta nu se întâmplă numai în România. Toată Uniunea Europeană, să știți că este la fel. Toți cetățenii europeni sunt supărați pe politicieni. Și n-aveți de gând să faceți ceva? N-aveți de gând să vă schimbați cumva sau să ne întrebați de ce suntem supărați pe noastră și să vă îndreptați? Asta e. Aici trebuie românul să înțeleagă. E supărat în România pe cel care conduce de 30 de ani și...
se învârt acolo la guvernare, ba PSD, ba PNL, păi au soluția, au soluția. Trebuie să voteze oameni care nu au mai făcut politică, să lase și pe alții să intre în Parlament, oameni care vin cu idei noi, cu proiecte de legi benefice pentru români și România. Dacă lăsăm tot așa să fie, numai două partide mari care să conducă, ați văzut când s-a întâmplat în legislatura trecută, a câștigat PSD-ul cu procent extraordinar de mare și s-a ajuns la nebuniile alea de legi, legile justiției, tocate în Parlament. Până la urmă nu au reușit, au scăzut dramatic. PNL-ul acum iarăși și ei scad dramatic pentru că omul e supărat, părinții, că nu mai merg copiii la școală, nu au cum să îi întrețină, noi, ei nu mai pot merge la servici, trebuie să stea să facă cu ei lecții online. Practic asta e supărarea în momentul de față. Nu că le frică de virus, că auzeam, nu o să meargă la vot din cauza virusului. Nu, e adevărat, pentru că cea mai sigură, eu zic, în secția de vot, e cel mai sigur loc față de a merge la mall, față de a merge, eu știu, oriunde să faci cumpărături. Cum ai cumpărat o pâine, eu cred că ești mai însigurat într-o secție de vot, acolo ți-a temperatura, te-ai dezinfectat, ai votat, iar te-ai dezinfectat la ieșire și ai plecat. Ai stat două minute și ai plecat. Nu cred că aici e problema fricii de coronavirus și nu să meargă la vot. Da, într-adevăr, sunt decepționați de clasa politică și de măsurile care le-au luat, de închiderea piețelor, de închiderea școlilor și multe altele. Dar eu sper că lucrul ăsta nu o să se întâmple, pentru că dacă românii își doresc o schimbare, atunci o să vină la vot. Chiar mă gândesc să nu fie o participare destul de mare pentru a, într-adevăr, să se schimbe clasa politică. Așa o văd. Un partid nu trebuie să mai dețină puterea, să fie mai multe partide cu un procent aproape, să spunem, nu egal, dar în așa fel încât să se constituie majorități la guvernare și atunci toate lucrurile se negociază și se iau măsurile cele mai bune pentru români. Din punctul meu de vedere, ar trebui să existe, să nu mai existe libertatea parlamentarilor, de acea imunitate a parlamentarului, să poată să plece când vrea el la a doua zi din partidul care, pe listele căruia a candidat? Absolut, aici trebuie reglementat. Aici trebuie reglementat, pentru că nu-i corect așa ceva. Cum nu, un consilier local sau un consilier județean, vorbim de aleși locali. Sau un primar, sau un președinte de consiliu județean. Sau un primar, dar bine, la primar și la primarie. Dacă pleacă, își pierd într-adevăr mandatul, dar dacă îl dai afară, nu își pierd mandatul, adică ei rămân. Pe când la consilieri, și dacă pleacă, și dacă îl dai afară, și a pierdut mandatul. Deci la primar e așa, cu o jumătate de măsură. Bă, primarul poate... cum? E pe persoană fizică, candidează uninominal, că e acel om, da, nu e să alegem primarul de pe listele PMP-ului, da, dau un exemplu acum, alegem primarul PMP și o să hotărască PMP pe care pune din lista lui primar acolo, că nu așa funcționează lucrurile în momentul de față. E candidat, dar trebuie să țină cont că e candidat al acelui primarul partid, hotărăște că pleacă în altă parte și așa, e clar că poate să-și piardă mandatul liniștit. Pe când un parlamentar, după ce a fost investit în funcție, a depus jurământul, poate a doua zi să spună, eu sunt de acum. Vedeți la fel, partidele mari lasă problema asta să fie așa, pentru că le convine. Le convine, ați văzut, când încep luptele pentru a schimba o majoritate în Parlament, atunci încep și migrările și cumpărările chiar, pentru că se discută chiar și de a cumpăra. Trec parlamentar de la un partid la altul. Ni s-a întâmplat și nouă, fiind un partid mic, e foarte ușor ca partidele mari să-ți iau oamenii. Deci pentru noi, ca partide mici, problema asta trebuie reglementată și parlamentarii să nu mai aibă voie să migreze. O să inițiem un proiect de lege pentru așa ceva. Să vedem dacă avem și succes. Încă o dată spun, partidele mari se opun și la alegerea primarilor în două tururi, și la eliminarea pensiilor speciale, și la reducerea parlamentarilor la 300. Dar dacă o să aibă nevoie de o susținere la guvernare sau la o majoritate în Parlament, atunci trebuie să accepte ceea ce le cerem noi. Și asta le cerem. După ce veți ajunge în Parlamentul României, Partidul Mișcarea Populară va mai accepta să colaboreze cu PNL? După ce vom ajunge? Se termină legile, da, și veți ajunge în Parlament. Veți mai accepta o colaborare cu PNL pentru formarea viitorului guvern? Păi, o să vedem dacă... Normal, România are nevoie de guvernare de dreapta. Dacă vom fi doriți la guvernare,
Da, o să negociem, tocmai ce am spus, dar negociem și trebuie să ne accepte condițiile, altfel nu intrăm la guvernare. Dar vă spun încă o dată, România are o nevoie de o guvernare de dreapta în momentul ăsta, ca să se dezvolte. Vin atâția bani, acești bani trebuie folosiți, să avem proiecte de investiții ca România să se dezvolte. E o șansă unică pentru România. Dacă vom avea o guvernare de stânga, banii ăștia, cine știe la ce vor fi folosiți, la fel, nu știu, numai să se dea pe salarii și pe pensii și România să rămână tot la stadiul ăsta. Avem o șansă unică în următorii ani să ne dezvoltăm și dacă nu știm să folosim șansa asta, e mare păcat pentru România, vom rămâne tot la nivelul ăsta. Da, normal, vom negocia pentru o guvernare de dreapta. PNL-ul nu se ține de cuvânt, dar nu se ține de cuvânt, domnul Chira, mai mult la nivel local. La nivel central, discuțiile sunt cu totul altfel, la nivel de conducere. Dar local sunt tot felul de interese, de orgolii. Hai să vede că a ridicat capul mai tare PMP-ul, hai să-l omorâm că ne-a luat din voturi. Eu vreau să am 50% din parlamentar, 60%, 70%, nu se uită. Ia primarii, îi duce la Compania Națională de Investiții, că-i PSD, că-i USR, că-i PMP, îi duce pe toți acolo și le dă proiecte. Ei nu-și dau seama că, de fapt, aia e o vrăjeală, o mare abureală. Mersul ăsta și depunerea de proiecte. După 6 decembrie o să le spună, știți, îmi pare rău, proiectul dumneavoastră nu e eligibil. Cam asta s-a mai analizat odată și nu, da, nu-i, da, după nu merge, nu merge, da. Ne-am uitat mai atent, asta e. Oare, asta e modalitatea care putem face... Dați-vă seama că au mers pe bandă rulandă. Toți au depus câte 3 proiecte, câte 6 proiecte. Hai să 114 localități, hai că nu ar fi toate, dar vreo 80. Numai o medie de 3-240 de proiecte pe CNI. Hai să fim serioși, dacă a avut Suceava așa ceva. Hârtia suport. E cam bancul ăla, nu? Ce aveți nevoie? Aia. Vasile, treci acolo și pentru domnul. Și o să avem bani în 2021, de nu ați văzut pentru proiectele astea. Foarte mulți bani. Eu știu, dacă mă iau după tot ce se spune în criza asta economică. După criza asta economică și după cum se cheltuiește, deci noi încă nu am depus niciun proiect, n-a venit niciun ban în România, dar eu am sentimentul că am depășit 85 de miliarde deja cheltuite. 85 de miliarde de euro? De euro cheltuite. Am vagul sentiment că deja am cheltuit. A, pe împrumuturi cu... Dacă ar trebui să mai și dăm înapoi ceva, tare mie că o să rămânem așa cu ochii în soare. Și totuși, vă mai întreb, e o variantă bună cu PNL la guvernare? Poate trebuie să încercați într-o o guvernare de alianță națională, de Uniune Națională? Nu știu, vă întreb. Nu merge alianță de Uniune Națională, ați văzut, nu. A încercat-o și președintele Băsescu, a făcut cu PSD-ul și cu PDL-ul atunci. Nu a mers, după 2 săptămâni deja era luptă mare. Nu, haide să nu. Nu suntem, dacă ar fi politicieni aia într-adevăr care să înțeleagă în ce situație suntem, da, să fie toți în regulă, dar pentru asta ar trebui să ai un parlament cam de vreo 500-100 de parlamentari ca să poți să faci așa ceva. De cât? De 100 de parlamentari maxim. Păi 300, adică... dacă intrați prima dată 300, știți exact, în 2024 300. Băieți, rămân cei care chiar fac treaba, adică dă-aște 500, Italia, 200 la revedere. 4 luni a făcut referendum să reducă cu 345 de parlamentari parlamentul italian. Referendum, a trecut populația și a dorit lucrul ăsta, dar pe perioada asta de pandemie au luat măsura asta, pentru că văd că nu sunt bani și e o măsură normală. În 2 ani îl duc la îndeplinire. Noi nici după 11 ani nu m-am reușit. Și tot văd așa, nu știu dacă o să reușim. Noi ne zbatem și facem tot ce putem, dar dacă o să accedem mai mulți parlamentari PMP în Parlament și să fim un grup mai puternic, cu siguranță vom reuși. Dacă rămânem undeva tot la nivelul ăsta de 5-6%, e destul de greu cu 20 și ceva de parlamentari, e destul de greu să te impui. Încă o dată spun, ne trebuie o guvernare de dreapta, nu avem ce face. Un guvern de Uniune Națională nu putem noi face. Vă spun, va fi o bulibășeală. Guvern de dreapta care să meargă pe investiții și pe dezvoltarea țării. Clar. Altfel, România va rămâne și va fi și mai rău decât acum. Vă rog să acum, în final de emisiune, oferiți-mi câteva argumente
pentru a vă vota. De ce credeți dumneavoastră că veți fi un alt fel de parlamentar decât cei care au fost până acum? Dacă urmăriți Parlamentul, și oamenii știu lucrul ăsta și văd, în Parlament, în acel Parlament sunt câțiva parlamentari care, într-adevăr, pot spune că își fac treaba. Și pot să-i numer pe degete, foarte, foarte puțin. Restul sunt, merg acolo numai pentru a-și lua banul, merg ca la un servici, ba mai și trag un pui de somn pe, în fotoliile alea frumoase, ceea ce pentru că sunt oameni care au 2, 3, 4 mandate, nici ce vorbim de 2, 3, 4 mandate sau chiar care sunt din 90 în Parlamentul României. 92. Avem un caz. Deci hai să oamenii ăia, domnule, oricât ai vrea, nu mai poți să-l faci să lucreze ceva, nu? Ba, sunt, poate că sunt, fac să lucreze mai bine. Sunt blazați la un moment dat. Nu mai până... Eu mă uit la grupul nostru parlamentar. V-am spus, nu e un grup mare. La început au fost 26, dar erau toți uniți, se adunau într-o sală în fiecare zi și discutau proiectele de legi. Fără... nu țin cont că eu sunt PMP-ist, da? Dar gândiți... Dar i-am văzut. I-am văzut că și-au depus... Foarte multe proiecte, nu știu, nu pot să spun cele mai multe proiecte, dar foarte multe proiecte și toate benefice pentru români și România. Și-am dat exemple de câteva, dar mai avem legea sănătății, legea educației, care dacă ar fi fost puse și ar fi fost votate și ajunse în stadiul de lege, n-am mai fost în situația asta, poate în pandemia asta, să nu avem locuri la ATI, să nu avem spitale moderne, să nu avem servicii medicale cât mai bune. Sau în sistemul de educație, să poate aveam totul pregătit cu școli mai moderne pentru a trece și peste epidemia asta. Dar pentru că suntem puțini, nu am reușit să ne impunem punctul de vedere. V-am spus, altfel ar fi dacă ai un grup de 40-50 de parlamentari, ești luat în seamă și legile tale cu siguranță vor fi puse pe ordinea de zi și vor trece. Ceea ce, dacă ne uităm la USR, păi ei erau deja un grup mai numeros și n-au reușit să facă. Ei acum se bat cu pumnul în piept că vor și ei 300 de parlamentari, vor și ei eliminarea pensiilor speciale. Dar unde ați fost mai până acum? Deci, unde ați fost? Legea era acolo. Puteați împreună cu noi să ridicați degetul. Hai, domnule, să votăm. Haideți să avem pe ordinea de zi. Sunt legi extraordinar de bune, făcute de specialiști, nu pe genunchi. Am avut chiar zilele trecute, am avut la nivel național, am luat atitudine și am încheiat un pact. Adică am vrut să încheiem un pact la nivel național cu partidele și fiecare organizație județeană a trimis un pact pentru a ne înțelege între candidații la Parlament, primii candidați, cel de la Camera Deputaților și cel de la Senat, cei care au șanse să acceadă în Parlament, așa fel încât în momentul în care ajung în Parlament, primele legi pe care le vor pune în discuție să fie aceasta, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale. Pentru că toți își doresc lucrul ăsta, toți clamează lucrul ăsta în campania electorală. Noi ne-am bătut picioarele, tălpile în toată țara și am strâns semnături pentru eliminarea pensiilor speciale și 2 tururi de scrutin și acum alte partide spun că, în special USR-ul, că asta e legea lor. Bun, am trimis acest pact către toate partidele, către la sedii, le-au dus personal membrii ai PMP-ului, le-au predat, au primit semnătura că s-a predat adresa respectivă și pactul. În 24 de ore am spus că revenim să luăm acel angajament semnat cu pactul pentru eliminarea pensiilor speciale și 300 de parlamentari. Ce credeți? Niciunul n-a semnat. Nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul. Bine, poate nu i-ați găsit. Ba da, i-am găsit. Nu erau pe acolo, i-am poate... găsit și nu am lăsat 24 nici... de ore, le-am lăsat... La ce bulibă și alea acum în campanie, domnule Andronache, vă dați seama... Săraci, când au ajuns pe acolo, ce hârtie asta, las că o vedem după campanie. Acum se strădui sau păi poate nu, dacă erau, păi nu, fiecare om ajunge la partid, nu se poate. Dimineața se începe campania de acolo. Mai puțin la Pro-România, acolo într-adevăr am găsit permanentul ușa închisă, bacă, fie că era 9-10 dimineața, fie că era 2-3 după amiază. Dar oricum, domnul Cătălin Nechifor mi-a spus că nu semnează pactul, pentru că el a votat la referendum pentru reducerea la 300 de parlamentari și pentru eliminarea pensiilor speciale.
Da, ciudat, niciodată nu să facem ce trebuie pentru țara asta și nu știu de ce, nu-mi dau seama. Am o întrebare, ultima întrebare. Și asta voiam să vă zic, deci nu suntem politicieni vechi, eu fac politică de 4 ani, dacă vorbesc de colegul meu care e locul la Senat, Dorul a venit da. De 2 luni în partid, mai puțin de 2 luni. Deci el chiar crede în proiectele lui și crede că poate să facă ceva pentru fermieri, pentru producătorii locali, pentru că ăsta e segmentul lui în primul rând și are vreo 3-4 proiecte deja puse pe tapet. Deci suntem oameni care am și eu proiecte locale, vreau să dăm drumul la un program național de sterilizare a câinilor fără stăpân, pentru că atunci am scăpat de problema câinilor comunitari la nivel de țară, nu putem să o tratăm unitar numai pe Suceava, nu ai cum, s-a văzut lucrul ăsta, și proiectul cu transferul terenurilor de la societățile de cercetare agricolă, de la stațiunile de cercetare agricolă, ale căror terenuri sunt pe municipii, pe raza municipiilor, pentru a lăsa municipiile să se dezvolte și să primească terenuri de la ADS-uri, la schimb, pe comune, să poată să-și facă în continuare cercetare sau agricultură ce fac ei. Am înțeles. Domnule Andronache, mulțumesc că ați participat la subiectul zilei astăzi. Vă urez succes campanie. În final, ultimele secunde, 30, 50, 60, 1 minut, 2, 5, 10 minute, cât aveți nevoie, mesajul dumneavoastră pentru comunitatea de suceveni. Vă rog. Da, eu rog sucevenii să se prezinte la vot, chiar dacă sunt nemulțumiți de clasa politică, de politicieni, de măsurile pe care le-au luat tocmai pe fondul acestei nemulțumiri, ar trebui să vină la vot pentru a schimba ceva. Dacă nu le convine ce s-a întâmplat până acum, haideți să schimbăm ceva. 30 de ani, cei care până acum au stat în Parlament și s-au schimbat între ei. E momentul să... Acum aveți de unde alege. În momentul să alegeți politicieni care au făcut foarte mai puțină politică și fac mai mult bine pentru români. Au proiecte, vin cu proiecte și proiectele astea sunt benefice pentru cetățenii României. Așa că vă rog pe 6 decembrie să ieșiți la vot, să votați listele Partidului Mișcarea Populară Suceava pentru Parlamentul României. Domnule Andronache, vă mulțumesc foarte mult. Doamne și domnilor, vă mulțumesc pentru mesajele din această dimineață, vă mulțumesc că ne urmăriți, vă aștept și pe parcursul zilei să fiți alături de noi, vor mai fi live-uri din centrul Sucevei spre zona prânzului, zic eu, undeva la ora 12, când sunt pregătite o serie de manifestări, așa, cu foarte mare, cum să zic eu, lejeritate, nu va mai fi ca altă dată 1 decembrie la Suceava. Autoritățile nu fac nimic cu fast anul acesta. De la ora 13 avem flash interview programat astăzi. Fiți alături de noi, vom fi acolo unde se întâmplă lucruri importante. Până atunci, vă urez să aveți parte de o zi bună și încă o dată la mulți ani suceveni, la mulți ani români. Numai bine!